Premieră la TVR, Circul Mateo e o comedie neagră despre tehnica manipulării și va fi difuzată în acest sfârșit de săptămână pe TVR2, TVR Internațional și TVR Moldova. Circul Mateo este o parabolă a vieții cotidiene, un film cu secvențe realizate după chipul și asemănarea publicului românesc, realizat de Casa de Producție a Televiziunii Române în coproducție cu Fundația Teatru Contemporan și cu Circul Metropolitan din București. Gucci. Treci titlul mare. Circul Mateo. Maestro, besame mucho. Decât gratuite. Gratuite. Exact cum am prevăzut, adică invers. Ți-am luat cazul. Să cumpărăm casa poporului. Stop! Procuratura! Aspazia, Mateo! Ești arestat. Ai mandat? Deci ăsta e tot circul. Discutăm despre această premieră cu Demeter Andraș, actor și producător, și Adrian Lustig, autor și producător de asemenea al acestei realizări a casei de producție a TVR. Bun găsit! Haideți să precizăm pentru început la ce să se aștepte telespectatorii văzând un asemenea film. De ce este o parabolă? De ce este o comedie neagră? De ce e o comedie neagră, vă pot spune. De ce e o parabolă a vieții cotidiene, e mai greu de spus, pentru că, deși pare foarte actual, pare scris, mai ales toată povestea cu procurorii, pare scrisă ieri, de fapt a fost scrisă în 1985, dovadă că viața se repetă și că e greu să se schimbe ceva. E o comedie neagră despre tehnica manipulării, pentru că avem de-a face cu un circ ambulant aflat la faliment, care găsește soluția să se salveze, omorând seară de seară câte un artist din trupa circului. Sigur că sună spăimântător, într-adevăr, sună macabru, și totuși comedie. Deci e comedie și se va râde tot timpul, asta vă garantez. Adică va fi un sentiment amestecat, vor fi sentimente amestecate după ce vizionăm asemenea film. Da, vor fi până la sfârșit, când toată lumea va răsufla ușurată, dar fiind o comedie neagră cu intrigă polițistă, e aiurea să dezvălui finalul. Sigur că da, nu dezvăluim și păstrăm suspansul. Aș vrea și eu să precizez că suntem într-un oarecare paradox. Faptul că piesa a fost scrisă în 85 și ea este de o asemenea actualitate, practic, conferă acestui text acea caracteristică care este una din principalele caracteristici a oricărei scriituri dramatice, adică să rămână valabilă în orice perioadă. Partea tristă este că, din păcate, societatea a rămas aproape în același stadiu. Nu se schimbă pe atât cât ne-am fi dorit. Da. Deci asta este problema mare, dar asta a fost în același timp și marea provocare pentru mine atunci când domnul Lustig mi-a adus și mi-a propus acest text. Știu că este o distribuție extrem de interesantă și că marchează revenirea, nu-i așa, marii actrițe Tora Vasilescu în activitate. Știu că dumneavoastră se retrăsese la un moment dat, de câțiva ani. Cum ați convins-o? Cum de a revenit Tora Vasilescu în activitate? Eu vă spun înainte orice. Regizorul Alexandru Lustig și scenaristul Adrian Lustig Au făcut un întreg asalt asupra Torei Vasilescu și restul cred că poate spune Adrian. Deci, inițial a fost un refuz categoric, ca orice om care își respectă cuvântul că s-a retras, dar la insistențele mele a citit scenariul și m-a sunat după 3 ore, mi-a zis că a râs de nenumărate ori și că acceptă rolul. Pentru mine asta a fost o quasi-garanție că filmul va reuși. E un detaliu important, nu știu dacă e chiar un detaliu, pentru că pentru telespectator să știe că vor vedea ceva care a convins-o pe Tora Vasilescu să se întoarcă, înseamnă că este cu adevărat ceva extraordinar și ceva care merită într-adevăr văzut. Circul, până la urmă, este o metaforă în sine, dacă e să ne luăm așa, lumea circului. Nu este, este o temă care a fost intensă folosită de creatori, dar aduce
Ce aduce special acest film în privința circului, să-i spunem, acestei metafore? Tema circului este foarte ofertantă. În circ se poate petrece orice. Iluzie, dramă, ca să-l citesc pe Minulescu, un accident, un salt mortal și acrobatul nu s-a mai sculat. Nici la noi nu se scoală inițial acrobatul și face și el un salt mortal. Circul permite culori, permite exuberanță și povestea noastră este că nu este o piesă, este un film. A fost filmat în Molière, în studiourile casei de producție, dar a fost filmat într-un cort de circ ambulant în curtea televiziunii, a fost filmat în exterioare, deci e chiar un film de televiziune. Deci, aș mai adăuga ceva aici la întrebarea anterioară pe care cred că domnul Rustic, din modestia autorului, nu vrea să evidențieze. Practic, lumea circului pentru povestea noastră este un pretext. Este un pretext pentru a arăta o oglindă a vremurilor în care ne-a fost dat să trăim. Haideți să vorbim puțin despre distribuție, pentru că spuneam că sunt nume importante acolo, da? Pe cine vom revedea? De la Tora Vasilescu, la Florin Zanfirescu, de la George Ivașcu până la, ajută-mă, Radu Gheorghe... Mihai Balai Mare, deci... Mihai Balai Mare, care de foarte, foarte mult timp n-a mai jucat. Și el a acceptat la prima strigare, l-a sunat Andraș, și pe loc a spus, pe loc, după ce a citit textul, că acceptă. A fost... Uite, Mihai Sandu Gruia, dar și da, generația tânără care este foarte... Adrian Ciobanu, Gelu Nițu, plus, să nu uităm pe cineva, Corina Dănilă, plus de la casa de producție Sever Bârzan, care își face un debut, eu zic, extraordinar, adică care Ovidiu, se vede. Ovidiu Niculescu. Ovidiu Niculescu și... Bebe. Lucifer Bebe Cotimanis. Cum a fost atmosfera la filmări cu asemenea personalități? Aici mi-a fost cel mai frică, pentru că Alexandru Lustig, fiul meu, e foarte tânăr și mi-a fost... E un risc colosal când filmezi cu nume mari să te încalece. Dar... Să spună un din actor dacă s-a descurcat sau nu. Să spun și eu ceva, că totuși Alexandru Lustig nu este la prima întâlnire în materie de film și teatru de televiziune cu acești monștri sacri și frumoși ai scenei și filmului românesc, pentru că înainte realizasem noi o coproducție, Livada de Vișin, care a avut iarăși o distribuție explozivă, zic eu, și a fost un succes. Așa că, practic, reîntâlnirea lui Alexandru cu echipa noastră, dar și cu actuala distribuție, practic, a decurs, zic eu, într-o normalitate și cu un firesc, cu o naturalețe. Ceea ce este foarte bine este că, până la urmă, din ambele direcții, dinspre regizor înspre actor și dinspre actor înspre regizor, putem vorbi de aceeași normalitate, de o relație constructivă, profesională, foarte, foarte creativă. Vreau să mai spun ceva ca un om din afara TVR-ului, că am avut o echipă extraordinară. Deci degeaba zvonurile din afară sunt că la TVR se lucrează 8 ore și când trec 8 ore se pleacă. Deci echipa a fost așa de devotată. Am avut o zi în care am filmat 16 ore și nimeni n-a spus nimic. Despre profesionalism nu vorbesc, o să vedeți filmul. Au fost... Impresia mea este că dacă oamenii sunt puși să facă ceva care le place, fac. Și vă spun că de-abia aștept să mai fac un film cu echipa din TVR cu care am lucrat. Da, pentru că vorbeam, spuneați că de-abia așteptați să mai faceți un film cu echipa TVR. Să sperăm că lucrurile vor merge într-un ritm susținut din acest punct de vedere. Proiecte avem, proiecte foarte bine definite avem chiar și împreună, avem câteva deficiențe. Împreună și pe cale separată trebuie să mai convingem niște finanțatori. Din momentul în care vom lua și acest hop, dar care practic am putea să spunem, fără falsă modestie, că deja o bucățică din ea a fost cucerită. Da? Deci teoretic există câteva mici examene pe care dacă le luăm, atunci vom putea continua cu o a treia coproducție. Aveți un mesaj pe care să-l transmiteți celor care ar putea veni cu aceste finanțări? De ce să Pot să spun eu?
Spune tu și spun și completezi. E foarte simplu, pentru că legea cinematografiei le permite, practic, să financeze o astfel de producție sau coproducție a televiziunii publice, fără ca respectivii bani să le afecteze bugetul, pentru că respectiva contribuție reprezintă o cotă parte legală din contribuția pe care ei oricum o datorează către fondul cinematografic. Și motivul cel mai motivul forte este că TVR-ul e singura televiziune care își poate permite orice distribuție, pentru că celelalte televiziuni, datorită exclusivităților unor actori, nu pot. În timp ce la TVR poți să-ți faci ce distribuție vrei, cu condiția să ai bani să-i plătești. Și putem continua și cu faptul că, practic, orice producție a televiziunii naționale intră în arhiva televiziunii și ea, practic, rămâne o amprentă peste decenii. Hai să nu zicem chiar veacuri. Deci se reînnoadă tradiția pieselor și filmelor producție televiziunea română. Aș vrea pentru final să ne spuneți fiecare cu ce mesaj cu ce gânduri v-ați dori să se trezească telespectatorul după ce vede acest film? Înainte de orice, aș preciza că în aceea zi de duminică telespectatorul va putea vedea această producție și pe TVR3 la orele serii. În rest, mesajul meu, mai degrabă ca actor de distribuție, este unul care sperăm să fie oarecum receptat. Cei care vor vedea această producție să vadă realitatea așa cum este ea și nu doar cum am reușit noi să o reprezentăm și până la urmă să facă ceea ce poate în momentul și la locul potrivit pentru a o schimba. Deci, după defilarea genericului de final, aș vrea ca lumea să rămână zâmbind, nu să râdă cu toată gura, și să-și spună ce actor extraordinar avem, păcat că nu-i punem mai des în valoare. Să sperăm că îi vom pune mai des în valoare aici la Televiziunea Română. Vă mulțumesc și vom urmări acest film. Mulțumim și noi.